La punctul de trecere a frontierei, Giurgiu s-a prezentat pentru a intra în țară la volanul unui auto marfar înmatriculat în Bulgaria, un cetățean bulgar în vârstă de 61 de ani. Acesta efectua un transport de coletărie din Bulgaria pentru o firmă de curierat din România. Polițiștii de frontieră au efectuat un control amănunțit asupra mijlocului de transport. Astfel, în compartimentul marf au fost descoperite mai multe cutii ce conțineau 124.600 de comprimate inscripționate Clenabol și 17.300 de comprimate inscripționate Oxaden, ce aveau ca substanțe active clenbuterol și oxandrolon, acestea aflându-se pe lista substanțelor dopante cu grad mare de risc, prevăzută în legea 104/2008. La cercetări, cetățeanul bulgar a declarat că este angajatul unei firme de curierat din Bulgaria. Transportă colete pentru firme de curierat și nu are cunoștință despre conținutul acestora. În cauză, conform prevederilor legale, a fost dispusă măsura reținerii produselor farmaceutice, în valoare de 176.500 de lei, iar cetățeanul bulgar a fost sancționat contravențional.